Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea, reprezintă Refinetics.ro, iar astăzi vom vorbi despre îndreptări. Acest video va fi împărțit în trei părți. Wait a minute! Who are you? Prima parte va fi referitoare la poziția corpului, efectiv cum trebuie să poziționăm articulațiile și de ce trebuie să ținem cont pentru a avea o poziție corectă la propriu. Al doilea segment va fi referitor la activarea musculară, ce mușchi trebuie să activăm în fiecare secvență a mișcării. Iar al treilea segment al acestui video va fi despre cum să punem în revistă absolut toate elementele și cum ar arăta mișcarea per total. Un lucru foarte important pe care vreau să-l specific înainte de a trece la videoul propriu-zis, la tehnica propriu-zisă. Acest video este conceput din perspectiva unui om care nu prea are probleme cu articulațiile, nu prea are probleme cu mobilitatea. Așadar, dacă ai probleme de mobilitate, dacă ai probleme cu coloana vertebrală, trebuie să ții cont de faptul că s-ar putea să ai probleme în a executa exercițiul corect și va trebui inițial să gestionezi problemele și abia apoi să treci la acest exercițiu. Deci, lucrăm oarecum din perspectiva unui om perfect sănătos. În primul rând vom vorbi despre poziționarea picioarelor, mai exact ce distanță trebuie să avem între picioare și cum trebuie să fie dispuse vârfurile, adică în ce unghi să stea picioarele unul față de celălalt. Așadar, venim jos. Bun. Acum, poziția standard ar fi cu picioarele paralele, efectiv, și distanța să fie astfel încât să așezăm piciorul efectiv sub șold. Deci, raportat la șoldurile mele, suntem aici, deci picioarele vin exact aici. Acum, acest lucru nu este universal valabil, pentru că vorbim totuși despre corpul uman. Fiecare șold are o biomecanică, fiecare persoană are o biomecanică automat și o anumită lungime a segmentelor. Deci nu există o poziție universal valabilă. Unde vreau să ajung cu toată treaba asta? Putem să jonglăm puțin în funcție de comoditate. De ce zic în funcție de comoditate? Pentru că ăsta este cel mai important aspect al mișcării. Să facem mișcarea într-o poziție cât mai comodă, astfel încât să ne concentrăm cât mai mult pe tehnica propriu-zisă și cât mai puțin pe poziționarea segmentelor. Așadar, unde vreau să ajung? Putem teoretic să ne așezăm și cu picioarele perfect paralele, dar putem să mai depărtăm și să ne ducem cu vârfurile ușor spre exterior, mai depărtăm și mai mult. Tu ce trebuie să faci în momentul în care ții cont de acest lucru? Testezi toate pozițiile și vezi care este cea mai comodă când vine vorba de poziția inițială. Dacă ți-e cel mai comod să ții spatele drept cu gleznele în poziția asta, atunci este perfect în regulă. Dar dacă simți că ar fi niște probleme, poți pe parcurs să mai depărtezi puțin, automat o să mai depărtezi puțin și o să crești puțin și distanța dintre palme. Dar, repet, nu este o chestie universal valabilă. Vreau să pun accent pe acest lucru pentru că va fi un element repetitiv de-a lungul acestui video. Va conta foarte, foarte mult poziția cea mai comodă de execuție, astfel încât să fim în siguranță. Acum, o să trecem puțin la genunchi. În momentul în care vrem să facem o mișcare corectă la nivelul genunchiului, rotula trebuie teoretic să vină pe direcția vârfului sau puțin spre exterior. Ambele cazuri sunt safe pentru genunchi, dar în momentul în care genunchiul este proiectat spre interior, respectiv rotula este proiectată spre interior față de vârfuri, atunci o să avem o tensiune inutilă la nivelul meniscului medial. De asemenea, biomecanic vorbind, structurile articulare nu sunt așezate fiziologic pe parcursul mișcării, ci sunt în niște poziții care nu sunt tocmai favorabile pentru a executa o mișcare cu încărcare. Acum, raportat la poziția picioarelor. Dacă picioarele sunt perfect paralele, automat în momentul în care cobor să fac mișcarea, genunchii vin efectiv înainte sau vin puțin deschiși. Ideal ar fi să deschidem puțin genunchii, pentru că asta ne va oferi o activare optimă la nivelul fesierului mijlociu. Dar nu este o chestie bătută în cuie, aici este ceva în funcție de preferință. Așadar, este corect și aici, dar și aici. Pe parcurs, cu cât depărtăm picioarele, automat cu atât vom proiecta rotulele puțin spre exterior. Deci aici ar fi o poziție corectă, dar și aici ar fi o poziție corectă. Acum vom vorbi despre șolduri și coloana vertebrală împreună, deoarece când vine vorba de biomecanica acestui segment, acestea funcționează mână în mână. Bine, în general totul funcționează mână în mână, de la picior până la coloana cervicală, să spunem, dar când vine vorba de șold și de coloana vertebrală, este o strânsă legătură când ne raportăm la biomecanică. Bun, dacă picioarele sunt paralele, automat șoldurile nu vor fi foarte încărcate, dar în momentul în care venim cu vârfurile mai în exterior, șoldul va fi ceva mai încărcat. Ok? Asta înseamnă că va fi musculatura fesieră, respectiv fesierul mijlociu, ceva mai contractat când suntem cu vârfurile spre exterior. Acest lucru este datorat faptului că în rotație externă, automat,
fesierul mijlociu este contractat. Bun, coloana vertebrală, o greșeală foarte, foarte des întâlnită. Coloana în timpul îndreptării nu trebuie să fie în extensie, adică nu trebuie să fim aici. Dimpotrivă, coloana trebuie să fie cât mai apropiat de neutru, astfel încât să avem fesierul contractat, abdomenul concomitent cu musculatura laterală a trunchiului și lombarul să fie concomitent contractată, astfel încât să creăm un fel de centură naturală, acesta fiind cazul optim când vine vorba de stabilitate. Așadar, contracție la nivelul fesierilor, contracție la nivelul musculaturii corului, totul se află la neutru, deci poziția optimă, ne fiind aici, ci aici. Acum o să ne raportăm la coloana toracală împreună cu umerii. Ei bine, în momentul în care executăm, nu o să putem să avem coloana toracală perfect aliniată, nu putem din punct de vedere biomecanic, dar există și o parte bună. Oricum, încărcarea se produce la nivelul lombarei, deci nu trebuie să ne facem griji când vine vorba de încărcare în legătură cu toracala, atâta din cât flexia este ușoară, adică să fim undeva aici. Nu o să putem să stăm perfect drepți și nu o să putem să stăm nici în extensie. Acum, raportându-ne la umeri. Umerii nu trebuie să fie relaxați, să fie ușor proiectați înainte, pentru că odată ce proiectăm umerii înainte, automat o să producem și o flexie excesivă. Umerii trebuie rotați spre exterior și omoplații trebuie strânși. Automat, în momentul în care facem asta, se deschid încheieturile. Dar ca să ținem bara, încheieturile vor veni în poziția aceasta. Coatele sunt proiectate ușor spre exterior, că nu o să putem să menținem extensia la maxim. Și cam asta ar fi tot. Acum, cum ar arăta în practică? Odată ce am luat bara, ne-am așezat, am tras umerii înapoi, am strâns omoplații, ne-am ridicat, menținem poziția. Și acum o să vorbim despre o chestie care o să pară surprinzătoare, dar e una dintre greșelile cele mai des întâlnite și nici măcar nu se produc la nivelul coloanei lombare și la nivelul coloanei cervicale. Mai exact, foarte mulți oameni când fac îndreptările, insistă să se uite în oglindă și automat, în momentul în care suntem în segmentul, în poziția de jos, dacă ne uităm înainte, suntem într-o extensie excesivă la nivelul cervicalei. Acum, această poziție pune presiune, exact cum am zis, și la nivelul lombarei, pe partea posterioară a coloanei, mai exact pe segmentul posterior al discurilor intervertebrale. Ce trebuie să facem pentru a corecta acest lucru? Blocăm efectiv gâtul în poziția de neutru, super simplu. Deci ne-am așezat, am coborât, menținem toată coloana cât mai dreaptă, dar cu o ușoară curbare la nivelul toracalei. Și mișcarea va arăta asta. Super simplu. Dar, deși pare o greșeală minoră, noi bărbații oricum suntem mult mai predispuși la a face hernie cervicală, deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la acest aspect. Plus că această poziție în timpul îndreptării va facilita o atitudine cifotică. Acum o să vorbim puțin despre încheietură și cot și despre distanța dintre palme în momentul în care facem priza. Ei bine, priza trebuie întotdeauna făcută la neutru. Nu trebuie să avem încărcare excesivă pe antebraț și nu trebuie să încărcăm foarte mult bicepsul. Am spus mai devreme că ar trebui să avem cotul într-o semiflexie. Ei bine, zic că ar trebui să avem o semiflexie pentru că dacă suntem în extensie maximă, putem să riscăm la un moment dat, printr-o contracție puternică, să facem o hiperextensie. Acest lucru poate produce o ruptură de biceps sau de inserția bicepsului, respectiv de origine. Chestia asta se întâmplă foarte, foarte des, mai ales când se face priza mixtă. Priză pe care eu nu o recomand sub nicio formă, distanța dintre palme. Ideal, distanța dintre palme ar trebui să fie cât mai scurtă, una față de cealaltă, dar să permită coatelor, respectiv antebrațelor, să nu fie blocate de genunchi. De exemplu, dacă eu am stanța asta, poziția asta ar fi corectă, ok? Dar dacă aș veni mai scurt, m-aș bloca aici jos, sau dacă aș veni prea larg, aș încărca foarte mult trenul superior. Deci pentru această poziție, priza asta ar fi corectă. Acum, dacă depărtesc picioarele, automat va trebui să depărtesc puțin și distanța dintre palme, ca să fie corectă. Aș fi aici cu această stanță, teoretic corect. Deci nu e nimic bătut în cuie, doar trebuie să permitem coatelor, respectiv antebrațelor, să nu fie blocate de către genunchi. Iar referitor la coate, odată ce am făcut priza, vă recomand să deschideți puțin coatele, adică să le proiectați ușor pe diagonală înapoi. Să nu le lăsați așa către exterior, pentru că veți putea veți crea o poziție facilitatoare de rotație internă la nivelul umărului. Acum o să vorbim despre elementele de care trebuie să ținem cont când vine vorba de activarea neuromusculară, adică
ce trebuie să facem la nivelul mușchilor, care este partea din interior a îndreptării. În primul și în primul rând o să vorbim despre distribuția greutății. Întotdeauna greutatea trebuie distribuită uniform pe toată talpa. Nu trebuie să ne lăsăm mai mult din greutate pe exteriorul piciorului, mai mult pe vârf, mai mult pe călcâi. Vizualizați talpa ca pe un tripod, adică aveți un punct de sprijin aici, un punct de sprijin aici și un punct de sprijin în călcâi. Deci uniform distribuită greutatea în acest tripod. După care v-ați poziționat. Da? Din această poziție vă luați stanța, după cum am spus, și ați făcut priza. Odată ce ați făcut priza, trageți umerii în jos, lipiți omoplații și automat cu asta veți crea o preactivare la nivelul musculaturii spatelui. Concomitent cu preactivarea la nivelul musculaturii spatelui, superior și inferior, va trebui să vă încărcați șoldurile, adică efectiv să strângeți puțin din fesieri și să proiectați puțin genunchii către exterior, astfel încât să aveți activare și aici și la nivelul fesierilor. Apoi, un alt element foarte important, de fapt teoretic este cel mai important lucru când vine vorba de activarea neuromusculară, respectiv de activarea musculară propriu-zisă, este să vă încordați corul. Cum faceți asta? Vă vizualizați trunchiul ca un butoi și creați presiune intraabdominală. În momentul în care sunteți jos, trageți aer în piept și vă strângeți tot abdomenul, oblicii, respectiv lombarii. Ca și când ar vrea cineva să vă lovească sau ca și când ați avea o centură și încercați să împingeți înspre centură. Deci vizualizăm abdomenul ca pe un butoi și încercăm să creăm presiune la nivelul butoiului dinspre interior spre exterior. După ce am făcut toate aceste lucruri, am activat musculatura la nivelul spatelui superior, am activat musculatura abdominală, am activat musculatura fesieră și distribuim greutatea uniform în talpă, putem să inițiem mișcarea. Cum vom iniția mișcarea? În momentul în care suntem jos, proiectăm umerii înapoi și tragem bara cât mai aproape de coapse, respectiv de tibii. Nu depărtăm bara, nu ne lăsăm automat în laterale și menținem la neutru coloana vertebrală. Asta ar fi în felul următor. Aici sus suntem oarecum în siguranță să resetăm, adică putem să expirăm o secundă, după care inspirăm din nou și am reactivat toată musculatura. Dar ideal ar fi să facem mișcarea de jos până sus și să revenim, menținând presiunea intraabdominală constant. Acum o să vorbim despre tehnica propriu-zisă și despre niște lucruri care nu se văd la prima vedere, în afară de partea de contracție propriu-zisă și de tehnica pe care o folosesc pentru a-mi poziționa membrele, respectiv trunchiul. Se mai întâmplă și alte lucruri. De exemplu, în momentul în care am făcut priza, am tras bara către mine și încerc să mențin bara trasă către mine. Făcând acest lucru, am o preactivare în plus la nivelul marelui dorsal. Dacă aș trage de bară pur și simplu, ca și când aș veni în sus, n-aș avea o contracție maximă la nivelul dorsalului. Deci acest lucru adaugă un plus exercițiului. Bun, acum, odată ce am tras de bară, mișcarea o inițiez din trunchi, deci avem un hinge, și odată ce bara a depășit genunchii, proiectez bazinul înainte, printr-o contracție puternică a fesierului. Deci, de aici am urcat aproape strict din segmentul lombar, puțin se produce o ușoară basculare din bazin, dar odată ce am depășit cu bara genunchii, proiectez bazinul puternic înainte, contract fesierii și mențin poziția după cum am specificat până acum. Acum o să vorbim puțin despre încălțăminte. Încălțămintea este extrem de importantă când vine vorba de îndreptări. Nu vă recomand sub nicio formă să faceți îndreptări cu adidași de alergat, pentru că veți avea talpa elevată, genunchiul va fi proiectat foarte mult înainte și veți fi proiectați în flexie. Există cazuri la genuflexiuni când într-adevăr o talpă elevată ar fi utilă, dar nu facem genuflexiuni, facem îndreptări. Așadar, dacă nu aveți încălțăminte specială pentru îndreptări, respectiv crosslifteri, adică cu platforma cât mai joasă, puteți să mergeți pe Metcon, puteți să mergeți pe tenis simpli. Vă recomand să faceți îndreptările de sculți. Deci, nu aveți încălțăminte, faceți îndreptările de sculți. Acum, chiar dacă sunteți încălțați, chiar dacă sunteți descălțați, trebuie să faceți o chestie pe care nu mulți știu cum să o abordeze. Mai exact, trebuie să gripați podeaua. Adică, v-ați așezat și strângeți podeaua cu degetele, dar nu strângeți foarte tare, ci strângeți cât să simțiți o ușoară contracție în talpă. Acest lucru va facilita activarea neuromusculară de la nivelul picioarelor. Adică veți fi mult mai stabil pe picioare și veți putea să vă controlați picioarele ceva mai bine, astfel încât să distribuiți greutatea uniform. Deci sunteți cu picioarele ușor picioarele cu degetele ușor strânse. Nu sunteți cu ele efectiv relaxate. Da? Se vede aici, sunt strâns,
aici sunt relaxat, strâns, relaxat. Ei bine, voi trebuie să mențineți această contracție la nivelul degetelor pe tot parcursul mișcării. Nu trebuie să fiți aici, ci aici. O să vă spun o chestie referitoare la tehnică care este extrem de importantă. Îndreptarea, deși este o mișcare în special, să zicem, pentru spate, oricum lucrează toată musculatura corpului, teoretic, adică cel puțin tot lanțul posterior lucrează și musculatura coapselor. În fine, nu o să intru foarte mult în detalii cu asta. Cert e că ce vreau să subliniez este că mișcarea nu se produce la nivelul coloanei vertebrale. Efectiv, coloana rămâne la neutru. Toată mișcarea se produce la nivelul șoldului. Tu nu ai nicio flexie, nicio extensie. Trebuie să anulezi absolut toate mișcările care se produc la nivelul coloanei vertebrale. Tu trebuie să ai o poziție cât mai rigidă, între ghilimele, adică să fii cât mai strâns, musculatura să fie cât mai stabilă și mișcarea să se producă doar la nivelul șoldului, după cum poți vedea. Adică în momentul în care vizualizezi mișcarea, vezi totul la nivelul segmentului superior, ce e mai sus de șold, blocat efectiv, și ce este inferior, șold, genunchi, gleznă, acolo se mișcă, acolo se produce tripla flexie și tripla extensie. Cam asta ar fi tot referitor la mișcarea în sine. Acum, o să facem o scurtă recapitulare de final, care sunt toate lucrurile care îmi vin mie în minte în momentul în care fac mișcare. Să zicem că acum am un set propriu-zis de îndreptări. Am venit, m-am poziționat, am tras bara cât mai aproape de picioare. Mă asigur că distanța este cea mai potrivită pentru mine, după cum v-am spus inițial, distanța între picioare, în funcție de cât de comodă ție. Pentru mine asta ar fi poziția optimă, sunt aproape la paralel, dar nu tocmai. Bun, am făcut priza astfel încât să nu-mi blochez genunchii. Cum îmi dau seama de asta? Efectiv vin în extensie maximă și văd dacă bicepsul mi-atinge genunchiul. Dacă l-atinge ușor, e în regulă. Dacă mi-apasă foarte tare, înseamnă că este puțin prea mult. Asta referitor la poziția picioarelor, respectiv priza. Bun, odată ce bara este pe poziție, am tras umerii înapoi, am contractat fesierii, am preactivat musculatura spatelui, pot să fac asta trăgând puțin de bară și de aici strâng foarte bine musculatura, trag aer în piept, am încordat abdomenul și m-am ridicat. Păstrez coloana la neutru. Cam asta ar fi în principiu tot. Lucrurile sunt destul de simple, dar în același timp complicate. Cam asta este tot referitor la îndreptare. Sper că acest video o să fie util pentru voi. Am să vă rog, dacă aveți nelămuriri sau dacă considerați că nu a atins toate punctele ce trebuiau atinse, să-mi lăsați un mesaj în comentarii. Și o să vreau să vă rog să țineți cont de faptul că eu țin cont în primul și în primul rând la siguranța mea în momentul în care execut un exercițiu. Vreau să am cât mai multă continuitate, pentru că dacă nu am continuitate, automat nu o să am progresie. Lucrurile astea merg mână în mână. Sănătatea este mult mai importantă decât să fiu mai puternic sau să îmi crească masa musculară. Cu cât sunt mai sănătos, cu atât mă pot antrena mai mult. Deci, per total, automat lucrurile sunt mai benefice pentru mine. Numele meu este Robert Florea și reprezint RFKinetics.ro. La revedere!